Bună ziua, domnule Toncea! Bine Bună v-am ziua! găsit sănătos în anul 2023. Mulțumesc, bine ați venit! În emisiunile trecute am vorbit câte puțin despre analizele solului, despre sămânță, despre hrana plantelor. Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect mult mai important și anume conservarea apei în sol. Corect. Care ar fi măsurile agrotehnice și fermierul de ce ar trebui să țină cont? Da, este un subiect la modă, să spun așa, mai ales a acestor schimbări climatice. Eu chiar acum aseară am centralizat datele înregistrate la stația noastră de meteorologică și am constatat că anul trecut s-au înregistrat aici în zona aceasta unde ne aflăm noi circa 270 de milimetri de precipitații comparativ cu 568 de milimetri care este media multianuală pe 60 de ani. Este deci foarte puțin. E un deficit de 200 de mililitri, 200 de metri cub pe hectar practic, pe care nu i-avem în sol. Și lucrul ăsta s-a văzut la lucrarea de arat, de exemplu, pe care n-am putut o face decât după ce au venit ploile acestea din luna octombrie și noiembrie. Și pentru că mai jos de 30 de centimetri nu aveam apă. Și noi facem arătura, da, am fi vrut să practicăm minim tillage, no tillage, dar nu un sistem de agricultură ecologică, pentru că, așa cum știți, noi ne confruntăm cu o componentă biologică, naturală, și anume ne confruntăm cu buruienile pe care nu putem să le controlăm decât prin lucrări mecanice, rotații în primul rând, lucrări mecanice și lucrări mecanice după aceea și, sigur, cine are și lucrări manuale. Bine, acum știm că epocile de semănat s-au decalat și s-au intercalat cu alte lucrări de fertilizare, de erbicidare. Totuși, dacă un fermier sau un legumicultor care are o cultură de care vrea să înființeze o cultură de tomate, vinete, ardei în câmp, totuși ce ar trebui să facă și cum ar trebui să lucreze totuși terenul să nu piardă puținul ăla de apă care există în sol? Așa e, îi se spune în termeni englezești dry farming. E un sistem distinct de agricultură de care vorbea și academicianul Gheorghe Ionescu Sișești în lucrarea domniei sale Agrotehnica culturilor de câmp, unde vorbește, eu am fost surprins să aud, să citesc, să găsesc un astfel de material documentar scris înainte de 1940 despre dry farming. Un vizionar, de altfel, a fost academicianul, așa că a prevăzut, sigur s-a gândit că odată o să se întâmple și la noi acest fenomen și o să fie nevoie să practicăm o agricultură într-o zonă uscată, cu secete. Ce trebuie să facă fermierul? Are la dispoziție o multitudine de posibilități. În primul rând, să elimine buruienile, care sunt cel mai mare consumator de apă. Cum le elimină? Păi cei care lucrează în sistem convențional, sigur, se cunosc erbicide specifice, se combat, din păcate sunt prea specifice, erau mult mai bune erbicide acelea cu efect, să zic, mai multiplu, dar, în sfârșit, pe cele pe care le avem, despre ele vorbim, acolo problema este rezolvată, dar, în primul rând, și ei trebuie să practice rotația culturilor. Asta este instrumentul cel mai important. Iar rotația aceasta trebuie să fie mai lungă de 4 ani de zile în sistem ecologic, minim 4 ani de zile în sistem convențional. Dar rotația culturilor nu înseamnă numai rotația unor sau succesiunea în timp a speciilor pe o suprafață de teren, ci o succesiune și de tehnologii. Trebuie să practicăm niște tehnologii corespunzătoare acestei rotații. Și în câteva elemente tehnologice, pentru că sunt o multitudine, printre acestea, un element foarte important este să ne alegem acele specii de plante adevărat adaptate zonei, în primul rând adaptate acestei zone, dar poate chiar acele specii de plante care au o rădăcinare mai puțin profundă. Altceva, trebuie să evităm pierderile de apă din sol. Cum? Și, păi, în primul rând, menținând tot
timpul terenul acoperit cu o cultură. Dar o cultură care să nu fie așa de agresivă, adică să nu-mi ia toată apa din sol, ca după aceea culturile care urmează să nu mai aibă. Sunt astfel de culturi și sunt ridiche furajeră, sunt practică mulți colegi de-ai noștri astfel de e așa numitul covor verde sau așa numitele plante de înverzire. Vreau să spun că am constatat că un teren cultivat e un teren care e mereu tânăr. Dacă cumva ai uitat să-l mai îngrijești, deja el începe să îmbătrânească. De exemplu, terenul e pârloagă, acelea care sunt lăsate și nu se acumulează nimic acolo, tot timpul se pierde. De aceea, cel mai bine este să fie cultivate terenurile. Pe urmă, trebuie să evităm, să reducem din pierderile prin evaporare apei din sol. Găsind, punând, făcând, să construim niște bariere în fața vântului. Vântul este factorul care scoate multă apă din sol. Pierdem chiar foarte multă apă din sol. De asemenea, sunt și culturi care au acest rol. Noi avem aici o cultură de miscanthus. E o cultură care în timpul verii ajunge la dimensiuni mari, ca înălțime, deci crește foarte, foarte înalt și ea poate constitui o barieră foarte bună împotriva vânturilor puse între culturi. Sigur, un timp nu o să folosești terenul acela decât pentru a ține această cultură pe teren. Dar pierderea este mult mai mică, deci pierderea ca suprafață scoasă din circuitul agricol decât pierderile de recoltă ca urmare a secetelor respective. De asemenea, trebuie să reducem numărul de treceri pe teren. De ce trebuie să trec permanent pe teren? Corect. De ce trebuie să calc mereu acel teren? Pe urmă, este vorba de lucrările solului. Aceste lucrări ale solului, de asemenea, sunt foarte importante. Căutat ca aceste lucrări ale solului să fie, tot așa, adaptat la situația fiecarei parcele în parte, ele trebuie să evite pierderea apei din sol. Să căutăm să creștem capacitatea de magazinare a solului, de magazinare a apei în sol. Atunci când vine o ploaie, să intre toată în pământ. Să evităm acel harpan, să evităm acea tasare subterană, să numesc așa. Da, e bine scarificarea care este... Este foarte bine, noi de altfel tot timpul și scarificăm acest teren atunci când avem timp. E o problemă și timpul acesta. Trebuie să ai timp să faci aceste lucrări. De exemplu, în fiecare primăvară scarificăm terenul ca să avem un teren afânat. Nu știm dacă va fi o primăvară ploioasă sau secetoasă, totuși fermierul trebuie să intre la semănat. La ce adâncime ar trebui să fie sămânța în pământ? Păi aici, în primul rând, depinde de genotip, cum a fost creat. Lungimea coleoptilului, el trebuie să nu fie mai adânc decât genetic este creat, că atunci nu mai răsare sămânța. Deci, în primul rând, acest aspect. De asemenea, este foarte bine să semănăm semințe cu boabe mici. Este un element tehnologic, bineînțeles, care au germinație. De ce? Pentru că au o nevoie de o cantitate mai mică de apă. Și ca tare, nu pot pieri așa cum pot pieri cele care sunt de dimensiuni mari, pentru că acumulează ceva apă, dar nu suficientă ca să îmbibe toată sămânța. Și atunci o să încolțească sămânța, dar planta aia nu mai răsare. Vă mulțumesc și să aveți o zi frumoasă și un an plin de realizări.